Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Brawl Stars. Oameni buni, din câte vedeți, astăzi nu suntem pe contul nostru, oameni buni. Suntem pe un cont cu 12.633 de trofee, din câte vedeți. Eu am pe momentul de față pe contul meu vreo 100 și ceva de trofee, ceva de genul ăsta. Deci contul ăsta este clar mult peste de contul meu. M-am uitat ce brawler are și are o grămadă. Am văzut că l-are și pe Leon și chiar foarte mulți, foarte, foarte buni. Deci, da, o să vedem astăzi ce... De fapt, mai am... uite, mai sunt doi pe care pot să-i mai iau pentru el. Ok. Da, mi-a lăsat Sami Filip, mi-a lăsat contul lui ca să, bineînțeles, să deschid cuferele astea. Vedeți că avem 206 cufere din astea de deschis, avem 7 din astea, mai avem o grămadă pe aici, mega boxuri, o grămadă. Deci o să avem multe de deschis, oameni buni, în acest episod. O să începem cu astea, bineînțeles, pentru că astea sunt cele mai... terminăm cel mai rapid, să zic așa, cu ele și nu este niciun stres și o să dureze destul de mult să deschidem 200 de cufere, nu știu, sincer să fiu. În fine, nu uitați să lăsați și pe acolo un like, bineînțeles, fraților, dacă vă place această serie și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade și dacă mai aveți conturi de genul ăsta, unde aveți strânse mai multe cufere și vreți să le deschid într-un episod, puteți să-mi dați un mesaj pe Instagram. Instagramul meu, bineînțeles, îl aveți în descriere. Bă, o să-mi ia super mult să deschid toate cuferele astea. Pe parcurs o să mai deschidem și alte cufere, pentru că nu o să stăm doar la cuferele astea, mai bun. Oricum, din cuferele astea nu primești chiar foarte multe chestii, să zic așa, și durează o grămadă până le deschid eu pe toate. Vedeți și voi că sunt destul de multe, cei drept. Deci o să avem chiar mult de deschis aici, mai buni. Văd că primești chestii bune. Eu am primit și ceva brawler dintr-un cufăr din ăsta. Mă, ar fi bine dacă este, o să dau tot așa în continuu clicuri ca să fie totul ok, oameni buni, că altfel o să ne ia chiar foarte mult, sincer să fiu, să le deschidem pe toate astea. Văd că mai primește și gemuri din când în când, deci e bine, e chiar bine. Ok, nu știu dacă o să-i pice aia doi brawler care au rămas, cred că aia sunt destul de rari și destul de greu să pice, dar acum să vedem, oameni buni, ce reușim să facem. Poate reușim să-i facem rost și de ultimii doi brawler. Da, hai să începem să deschidem și un mega box din ăsta, oameni buni, să vedem ce ne pică din primul mega box, să sperăm că e ceva bun pentru el. Ok, avem bani odată, bun, ceva puncte pe Bibi, pe Carl, ok, bun, dar mă rog, acum nu știu, și ok, bine, am înțeles, am luat toate chestiile astea, oameni buni. O să-i luăm și banii de aici. O să deschidem și unul din ăsta, să vedem dacă mai primim ceva bun, văd că nu. Hai să vedem, ia, din astea primim ceva bun. Hai, nu știu ce ar putea să mai primească el așa mai wow, să zicem, pentru că majoritatea lucrurilor le are pe contul ăsta. Da, sincer, adică la 12.000 de trofei ai cam tot, boss, deci efectiv tot. E tare, se vede că a jucat, se vede că a jucat foarte mult pe contul ăsta, mai buni. Nu știu, ia că-s curios ce oferte mai are pe aici. Ok. Vă care skin? Bă, deci cât de tare e skin-ul ăsta, oameni buni. Cum o să aibă și foarte multe gemuri aici pe cont. Văd că deci a strâns la chest-uri, oameni buni, o groază, deci efectiv o groază. O să-mi ia o grămadă să deschid toate chest-urile astea. Hai să mai deschidem și un mega box, să vedem, ia. Ok, continuăm, oameni buni. Deschidem un mega box. Hai să vedem ce ne pică din acest mega box. Văd că am primit bani, bineînțeles. Pe Jesse am primit ceva, ok. Bun. Da, văd că nu primim mare lucru. Nu știu ce aș putea să primesc foarte wow, sincer, acum. Deci pe contul lui chiar habar n-am ce aș putea să primesc mai mai wow. Nu știu ce poate să mai e el foarte bun de aici. Ok, mai avem încă 1, 2, 3, 4. Ok, încă 4 mega boxuri, oameni buni, de deschis mai avem pe contul lui. Și 159 de cufere. Cred că la un moment dat o să dau, o să pun pe speed cum deschidem toate cuferele astea, că sunt foarte, foarte multe, oameni buni. Ok, oameni buni, aparent am primit o legendară de Spike, am făcut rost, oameni buni, dintr-un cufăr din ăsta normal. Ok, stai așa să vedem, deci practic și mai are nevoie de un singur brawler, oameni buni, și am terminat. Ok, hai că am avut destul de mult noroc, să zic așa.
Nu știu cât e șansa să spice într-un cufăr de ăsta. Să spuneți voi în comentarii dacă am avut foarte mult noroc sau e ceva normal. Bun, continuăm, bineînțeles, oameni buni, să deschidem cufere și în cazul în care mai pică ceva mai wow, bineînțeles, mai oprim. Mai am vreo 90 ceva de cufere de deschis, deci mai am ceva mai bun. Bun, oameni buni, și avem ultimul cufăr de genul ăsta pe care îl deschidem. Am deschis 203 din astea, deci sincer, efectiv am dat la click-uri aici în continuu, oameni buni, până să le deschid pe toate. Hai să le deschidem și pe astea rapid, să vedem ce mai primim de aici așa. Poate avem noroc, oameni buni, să-i facem rost și de ultimul brawler și practic a terminat, a făcut rost de toți brawlerii. Bine, cred că mai are chestii de făcut. Bun, măcar să-i ai pe toți, măcar atâta. Eu momentan mai am mult. Ok, ultimul chest și de genul ăsta. Perfect. Bun, am terminat cu chesturile astea, oameni buni. Acum mergem aici, trecem la mega boxuri. Hai să vedem ce îmi pică de aici. Dacă dintr-un brawl box din ăla foarte slab mi-au picat ceva wow, aici chiar am așteptări și aparent nu prea am primit mare lucru. Bun, luăm bănuții, bineînțeles, mai deschidem un cufăr. Ok. Încă mai avem și din astea. Bun, încă un mega box, oameni buni. Hai cu ceva bun. Hai să vedem, avem bani. Ok. Bine, bun, ok, și nu prea am primit mare lucru, oameni buni. Bun, am vorbit un pic și cu cel care are contul, oameni buni. Mi-a spus că acest brawler de aici așa, Spike, este destul de rar, oameni buni, ceea ce e bine, mă bucur. Bun, hai să mai deschidem încă un brawl box. Ia ce naibă. Ok. Da, bine, ok. Am primit niște chestii. Încă un mega box, oameni buni. Mai avem încă două mega boxuri de deschis. Hai să vedem ce luăm din acest minunat mega box, oameni buni. Bun, bun, bun. Ok. Mai că luăm câteva chestii, nu știu dacă sunt foarte utile, dar în fine, sper să-l ajute pe el. O să-i luăm, bineînțeles, aici așa și banii, colectăm toți banii, oameni buni, o grămadă de bani. Și ultimul mega box. Hai să vedem, oameni buni, ce primim din ultimul mega box de aici așa. Ceva pe Spike, bun, el primul, ok. Și mai avem niște bani de colectat de aici și am terminat, oameni buni. Văd că mai primește un mega box la 14.000 de trofee și cam atâta, după aia nu mai văd nimic. Deci după 14.500 de trofee nu mai văd absolut nimic pe aici. Bun, practic a făcut destul de mult. Ok, am făcut rost de Spike, ceea ce zic eu că e destul de bine. Și da, mă gândesc că a fost destul de bine dacă l-am primit dintr-un Brawl Box. Practic mai are nevoie doar de acesta și a terminat aici, a luat pe toți. Ceea ce zic eu că e bine. Aici o să încheiem acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Dacă mai aveți conturi de genul ăsta, cu multe cufere pe care vreți să le deschid, puteți să-mi lăsați un mesaj pe Instagram. Instagramul meu îl aveți în descriere. Toate cele bune, sper că v-a plăcut acest episod, oameni buni. Ne auzi data viitoare, la revedere, pa, pa!